Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem pasca cu ciocolată. Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjitul cu Camelia. Și pentru aluatul nostru o să avem nevoie de circa 300 de făină. Acum o să vedem cât o să ne intre. 125 de grame de unt. 125 de grame de zahăr. Sau de miere de albine. O să mai avem nevoie de un ou. Grame de praf de copt, un praf de sare și esență de rom sau de vanilie. Eu am 350 de ricota sau brânzică de vaci, puteți pune, gata scursă, deci 350 și 45 de unt. Am să pun 2 ouă, circa 200 de zahăr sau miere. Eu astăzi fac cu miere. Așa. Ciocolată, circa 100 de grame. Am să o tai bucățele. Și stafide, 150. Scorțișoară. Aici am esență de rom. Și o esență de care o pun în portocal, de flori, dacă aveți, sau dacă nu, puneți vanilie. Și pasta mea de mandarini, sau puneți coajă de lămâie de portocală. Și începem cu aluatul să pun untul, cu zahărul, sau în cazul meu, cu miere de albine. Așa, am este zaharisită mierea. Și încercăm să amestecăm. Eu am să pun așa într-o parte. Și voi amesteca cu mâna. Puteți să faceți și cu un robot, cu un mixer, cu ceva. Așa, și amestecăm mierea cu untul. Să vă arăt cum mă fac eu această pască cu ciocolată. Acum, vedeți? S-a făcut așa ca o spumișoară. Acum punem ouul. Punem și un praf ușor de sare. Așa. Unu, două, cât credeți că... Așa, ca să dea gust. Și amestecă blatul la pască. Îl pun direct în formă și dea la frigider cât facem umplutura. Așa. Am să pun și esența, aici am esență de rom, am să o pun. Așa, pun toată. Puteți pune și coajă de lămâie și vanilie, ce doriți. Așa, dăm deoparte. Aici avem făină. Și acum începem să punem făina. Și cu praful de copt. Și amestecăm. Așa. Ia uitați cum s-a făcut, vedeți? S-a spumuit. Așa. Acum am să o întind pe hârtie de copt și am să o pun direct în tava mea și o dau la rece. Și aici am această formă, vedeți? Și ea are un canal. Eu aș vrea să îl acopăr cu hârtie, mi-am preparat hârtie să-l acopăr. Vedeți? Această formă poate fi umplută cu aluat de pantișpan. Și întoarsă și făcut așa, ca un fel de crostat moale și apoi se pune cremă, fructe deasupra. O să facem pe margini și în interior. Și întindem un strat subțirel. Să văd dacă reușesc. Și acum cu mare, mare grijă întorc peste. Așa.
dăm deoparte și întoarcem așa. Și acum am să pun folie transparentă peste și o dau la frigider. Acum, pentru umplutură, o să avem nevoie de un bol unde o să punem toate ingredientele, 350 de grame de ricotta sau brânzică de vaci, să fie scursă, de 2 ouă, de circa 200 de grame de zahăr. Gustați. Dacă credeți că este prea mult, puneți mai puțin. Eu astăzi am să fac cu miere de albine. Tot circa 200-180 am să pun. Așa. 45 de grame de unt. Punem și un praf de sare. Stafide. Circa 150 de grame de stafide și 100 de grame de ciocolată. Așa. Un pic de scorțișoară, pastă de mandarine și dacă nu aveți, puneți coajă de lămâie, coajă de portocală, adăugați în compoziție. Și aici am o esență de rom și o esență de floare de portocal. Dacă aveți, puneți. Dacă nu, puneți vanilie, puneți rom, puneți ce doriți. Și acum, le amestecăm pe toate, o să tăiem și ciocolata. Într-un vas aici o să punem ricotta. Două. O să pun și un praf de sare, așa. Așa. Punem și mierea. Le punem pe toate și apoi le amestecăm. Mierea sau zahărul. Puneți zahăr dacă vreți. Eu fac mereu cu miere. Am și rețete de cozonaci cu miere. Sunt foarte bun. Și cozonacul de ieri făcut în direct cu voi, tot cu miere de albine l-am făcut. A ieșit super, super de bun. Așa. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube să vedeți câte rețete am. Peste 600. Și dulci, și sărate, și sărmăluze, și cozonaci. Dacă ați ști câte rețete de cozonaci am, eu le încerc, le fac, le probez. Așa, punem și untul. Punem pasta de mandarine sau coajă de portocală și de lămâie. Eu o țin la congelator, am lăsat-o să se dezghețe puțin. Așa. Este foarte, foarte bun. Dă un gust foarte, foarte bun la... Punem puțină scorțișoară. Așa. Punem și esența de rom. Și de aici am să pun 2, 3, 4 picături. N-am să pun prea multă. Este foarte concentrată. Așa. Acum am să amestec. Pare cu ciocolată, dar în momentul când se topește ciocolata în interior, schimbă culoarea. Și este foarte, dă un gust foarte, foarte bun. I-am făcut anul trecut și acum 2 ani. Și aici pe pagina mea de prăjituri cu camele, găsiți toate rețetele făcute în direct cu voi. Sunt foarte multe. Eu le public și pe canalul meu de YouTube, care are același nume, prăjituri cu camele și stafidele. Eu nu le hidratez, că se hidratează în interior. Așa. Am pus așa aici. Și acum să tăiem și ciocolata. Punem și ciocolata. Aici.
Aici am 100 de ciocolată. Împreună cu voi. Și acum amestecăm din nou. Vedeți? Întindem așa bine. Și acum să o decorăm. Tot pe hârtia noastră o să întindem aluatul care ne-a rămas. Și întindem. Aluatul trebuie să se odihnească puțin mai bine și puteți face formele, le faceți, le tăiați, le puneți pe un fund sau pe ceva, pe un platou, le băgați un pic la congelator, câteva, un sfert de oră, și apoi le puneți deasupra și nu se rup și le așezați pe toate. Să vedem cât sunt de groase. Aia e destul. Să vedem așa. Să pun aici în față și am să dau într-o parte. Așa. Și o să punem așa câte o floricică. Așa. Acum am una și mai micuță. Aceasta este și o să o lăsăm așa. Ia uitați. Așa arată. Și acum am să bag la cuptor dulce. Vă doresc multă sănătate, fericit, sărbători fericite. Și vă îmbrățișez. Vă îmbrățișez așa cu mare, mare, mare drag. Și vă pup dulce, dulce, dulce. Acum o dau la cuptor.